cine scrie locul. 4, 0. Cei doi vloggeri care au evadat din penitenciarul YouTube-ului au fost depistați și reținuți. Ne-am dezabonat de la Mara Ștefania. Da, e clar. Să stea mai mult în spital, să se trateze definitiv. Este suriță. Orașul Chișinău, strada Bucuriei. Tocmai la etajul 16. Wow! Aceasta e casa gardianului? Wow! Melissa, hai repede jos să căutăm cheia pe aici, pe undeva posibil să fie, de la cartea numărul 13. Da. Ce s-a auzit? Mami, ușa este încuiată! Ce? Cum așa? Dacă cineva vorbește aici în apartament, da. Hai să vedem. Mai rapid, eu sunt aici. Aici este sunetul. Eu nu știu cine tu ești, dar eu știu că vrei să evadezi din acest apartament. Apartamentul l-ai descuiat greșit. Trebuia să răsucești cheia în lacăt, dar o singură dată. Dar tu ai făcut-o de două ori. Ce șmecher este gardianul ăsta? Apartamentul s-a blocat. Și nu mai ieșim de aici? Pentru a ieși din apartament ai nevoie de cheie. Și unde este ea? Dar nu te bucura prea mult. Ușa poate fi descuiată în 30 de minute. Cum? Și cum reușim? Indiciul este în cadă din baie. Ok, vom merge prima în cadă din baie. Trebuie să execuți 8 challenge-uri. Fiecare challenge executat va descuia câte o literă de pe panou. Care panou? Ce fel de litere? Challenge-urile se găsesc în diferite cutii care sunt ascunse în toată casa. Începeți de la cele mai simple și finisați cu acelea dificile. Vă urez succes! Încă și succes ne urează! Da. Hai în cadă, hai în baie! Hai! Să vedem indiciul din baia asta! Din cadă a spus! Aha, iată și panoul! Ce cu aceste semne de întrebare? Poate este ceva sub ele? Nimic! Melissa, probabil este un cuvânt! Acestea fiind literele și noi trebuie să ghicim ce cuvânt este. Știi ce? Hai mai bine să căutăm cheia. Lasă-l pe gardian cu challenger-le lor. Hai dar să căutăm cheia. Hai. Bă, nimic nu găsesc. Nimic. Poate este aici. Am găsit aici o cutie. Ce ai găsit? Un congelator, cutie, 3 minute. Cifra 6. Dar ce să fie această cifră, Melissa? Poate litera 6 de pe panou? Da. Ei, lasă-o, hai să căutăm cheia. Tu așa zici? Da. Hai. Hai și aici să vedem. Încă o cutie. Doar un minut pentru aceasta? Ei, cu siguranță lăsăm. Da. Hai mai departe, să căutăm. Eu mă duc să caut în ofiera aceasta. Încă o cutie, Melissa. Asta ce e? 2 minute. Gardianul ăsta chiar vrea să ne pui la încercare. Da. Ia să mai vedem pe aici. Nimic. Melissa, au trecut deja 10 minute și noi încă nu am găsit cheia. În 20 de minute eu nu știu dacă mai găsim noi cheia. Hai totuși să rezolvăm. Da. Tu ce zici? Hai totuși să mergem pe calea gardianului. E tare șmecher. Ce a zis el? Ții minte? A spus că să începem de la simple la cele dificile. Și mergem după varianta lui?
Eu zic că de data aceasta trebuie să-l credem, Melissa. Hai să le căutăm pe cele care se rezolvă în timp mai scurt. Trebuie să fie mai simple. Hai dar să le găsim pe toate. Da, așa, aici, nimic. Este aici acum. Ia privește unde a băgat-o. Nu. Mai. Ia să vedem. Aceasta se rezolvă în 3 minute. Ia privește ce scrie. Ghicește povestea. Aha, și sunt 5 povești. Și trebuie să le ghicim după emoji. Fată, babă, fată, moșneac. Melissa, te gândești la ce mă gândesc și eu? Da, fata babei și fata moșneagului. Dar am zis să le rezolvăm prima pe cele mai simple. Hai la cele de un minut. Dar până noi rezolvăm pe cele simple, rugăm abonații să ne ajute. Scrieți, vă rog, în comentarii cele 5 povești care sunt aici. Să ne ajutați cu rezolvarea. Vă rog frumos. Melissa, mă duc să aduc panoul ca să ne fie mai simplu, să-l punem aici, da, undeva, pe masă. Dar eu mă duc să caut pe cele din minut. Bine. Așa, panou. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cum a zis? 8 challenge-uri. De un minut. Hai să o rezolvăm, Melissa. Melissa, este chiar challenge-ul cu numărul 8. Ești șoferul unui autobuz. La prima stație urcă o femeie, la a doua stație urcă un bărbat și o femeie, iar la a treia stație urcă încă un bărbat. Întrebare, câți ani are șoferul? Ce au pasagerii cu vârsta șoferului? Voi știți? Stai un pic, Melissa, ia mai citim o dată. Ești șoferul unui autobuz. Tu ai citit foaia, tu ai citit întrebarea. Deci, e simplu! Eu am 8 ani! Și șoferul autobuzului are 8 ani! Da! Atâția ani are șoferul! Cineva ia ușa? S-a auzit! Mami, avem aici un plic și o cheie! Hai să vedem ce este în plic! E, litera E. Hai la panou. Haide. Este plicul 8, cu numărul 8, înseamnă că o punem la semnul întrebării, da. 8. Este ultima. Da, așa. Hai să o punem aici. Poc. Prima literă este. Hai mai rapid. Iar eu pun cheia. Hai, Melissa, cât mai rapid să reușim. Așa. Hai să punem cutia aici prima, să nu ne încurcăm cu ele. Așa, aici. Tot un minut. Acesta este Ionel. 3 medici au spus că Ionel este fratele lor. Ionel a spus că el nu are frați. Întrebare. Cine a mințit? Simplu, mami. Nimeni. De unde știi? La școală am învățat această ghicitoare. Da? Da. Dar eu nu știam. Ușor. Iarăși s-a auzit ușa. Hai repede la ușă. Hai, trebuie să fie iarăși vreun plic. Melissa, 4 litere. Da, așa. Poate. Este litera U. 1, 2, 3, 4. Aici. Și cheia. Pune tu cheia și eu pun litera. Da, eu nu prea ajung. Hai, zăgulița. Dar ce cuvânt poate fi? Nu înțeleg absolut nimic. Hai să mai căutăm, da. Poate mai sunt pe aici. Nici nu prea ajung. Este nimic. Nu este aici. Uite ce am găsit. Ce aici? Wow, ce grea este. Hai să vedem. Da, aici. Știi, Melissa? Întrebare. Care cuvânt este scris în toate dicționarele incorrect? Incorrect? În dicționar? Cuvinte incorrecte? Mai este și așa ceva? Da. În toate dicționarele? Păi ce, autorii nu știu? Cuvântul incorrect. Melissa, cuvântul incorrect! Cuvântul incorrect! Să deschidem cutia să vedem! Hai să... dicționar avem! Da! Și un semn de carte! Ha! Ia privește! Incorrect! Chiar și s-a auzit! Da. Cifra 3. Așa, ce literă este? I. Hai. Hai să punem I.
cum-i cheia? Plicul 3. Aici. Și eu aici. I-U-E. Îți spune ceva? Nu prea. Dar vouă? Ce cuvânt poate fi aici? I-U-E. I-U-E. Să pune și pe aceasta aici. Melissa, aici se pare că nu mai sunt. Hai pe departe. Repede, repede. Așa. Aici, așa. Oh, este aici o cutiuță. O cutie pe geam. Da. Hai să... În 2 minute. Deja se complică. Ian? În 2 portmonee sunt câte 4 monede, însă unul de 2 ori mai multe monede decât celălalt. Întrebare. Cum este posibil așa ceva? Melissa, doar 2 minute, eu nu cunosc. Tu știi? Nici eu. Dar voi știți? Eu am o propunere să trișăm. Adică cum? Să ne uităm ce este înăuntru. Un portmoneu, într-adevăr. Și ce are el înăuntru? Încă un portmoneu! Ia uite, are monede! 4 monede! Da. Și aici? Câte monede? 4! Iată din ce cauză se face mai mult, pentru că celălalt portmoneu se pune în el. Melissa, du-te și verifică cheia și plicul la ușă. Hai, repede! Eu pun cutia la loc. Mami, aici nu este nicio cheie. Probabil pentru că am trișat și el vede ce facem noi. Gata, nu mai trișăm niciodată, ca să reușim cât mai rapid. Așa, aceasta care am găsit-o în noptieră. Da. Ghicește numărul sub care este parcată mașina. Aceasta este mașina 16 06 68 88 98. Nicio logică. Nu înțeleg nici eu. Ce logică? Mami, eu mă duc să caut altă cutie. Nu am găsit niciuna de 2 minute. Mami, am găsit soluția. Este simplu de tot. Dacă întorci invers foaia, este 86, 87, 88, 89, 90, 91. Doamne, ce simplu, dar noi... Poți să-ți alți creierii. Dar voi ați observat? Din prima nu poți. Iarăși se aude. N-am trișat și a venit plicul cu litera. Melissa, adă plicul. Op! Este 7. Repede. Și este litera T. T. P, P, U. Așa. Of. Nu înțeleg nimic. Ia, privește, Melissa. Încă una. Așa, iarăși cu 2 minute. Melissa, eu nu sunt o ființă, dar am 5 degete. Întrebare, ce sunt eu? Eu nu sunt o ființă, dar am 5 degete. Mănușă sau ce? Mănușă? Încercăm să deschidem? Hai să încercăm să vedem dacă este corect. Timpul, Melissa, timpul, nu avem timp, deja expiră. Ok, zicem că este mănușă. Hai să vedem. Chiar e mănușă! Hai, cubuța, Melissa! Hai. Așa, ce avem aici? Litera C. Așa, căiubată, nu. Nu înțeleg, ce cuvânt! Dar oare a scris el cuvântul corect? Cred că da, Melissa. Observ că cunoaște foarte multe acest gardian. Da. Tatăl și fiul au împreună 66 de ani. Vârsta tatălui este egală cu vârsta fiului. Dar viceversa? Întrebare, câți ani are tatăl? Câți ani are fiul? Hai să încercăm diferite variante, Melissa. Da. Așa. Hai să vedem dacă are băiatul 15. Da. 51 și cu 15. 6-6. 66, da. 15-51. Am găsit răspunsul. Ce? N-am rezolvat corect? Cum? Uite, este și 51 plus 15. Pur și simplu, Melissa, sunt mai multe variante. Da. 66, 66. Aha, 06 și 60. Da.
Aici 42 și 24. Și la fel sunt 66 în total. Da. Hai, Melissa. Ce? Yeah! Hai să vedem. Așa. Ietă. Ciu-ietă. Ciu-letă. Nu știu. Melissa, mai avem 3 minute. Hai să ne grăbim. Haide. Vezi, dacă am greșat, o literă nu avem. Da. Hai să vedem pe aceasta repede. Da. Voi ați reușit să rezolvați. Aceasta. 1. Fata babii, fata moșneagului. 2. Urs? Asta ce? Și cânții la spate. Da. Ursul păcălit de vulpe. 3. Capra cu treiezi. 4. Dar gata, Melissa, nu mai reușim. Repede. Gata, s-a scurs timpul. Ce facem? Hai să ne gândim la cuvânt, nu mai avem timp. Chiuvetă, Melissa! Sub nasul nostru a stat atât timp! În chiuvetă nu-i nimic. Sub chiuvetă! Unde poate fi? Aici nimic. Chiuvetă... Stai, Melissa. În dormitor am fost. În odaia aceea tot am fost. În bucătărie am fost. Dar în baie noi doar panou n-am luat. Dar acolo tot este chiuvetă. Hai, da, rapid! Hai, repede. Sub. Nici aici. A. Să fie băgat aici oare în canalizare? Ne-a rămas încă o minută. Ce, să deschidem? Nu știu. Știi că acolo se adună toată mizeria. Hai să încercăm. Este. Melissa, urează-mi succes. Of, să vedem gardianul ăsta cât e de curat. Stai că curge apa. Cheia! Cheia! Wow!